Salutare și bine v-am regăsit! A trecut ceva timp de când nu ne-am mai văzut în această ipostază. De aceea ne-am gândit să vă prezentăm un produs proaspăt din 2015. Este vorba de un televizor LG Smart la un preț foarte bun, ce cu siguranță va impresiona. Modelul de față se numește LG 32LF592. Ca și specificații, vă oferă o diagonală de 81 de cm, rezoluție Full HD, format 16:9 și o grămadă de tehnologii proprietare LG pe care le regăsim și pe seriile de top. Pe acestea se numără funcții precum Triple XD Engine, Active Noise Reduction, Dynamic Clear Enhancer sau Zoom. Și asta nu este tot. Pe partea audio vă oferă amplificare Dolby, Smart Sound Mode, Clear Voice 2 și difuzoare stereo de 5W. Dar să revenim și la lucrurile mai pământene. Ca și conectivitate, pe partea din spatele televizorului găsim HDMI-ul, USB, SCART, intrare PC, slot CI, LAN, RF și jack pentru căști. Pe lângă acești conectori fizici, dispun și de Wi-Fi. Ca și design, liniile generale ale televizorului ne aduc cu gândul la modelele de top. Marginea este subțire, materialele sunt de calitate, piciorul de susținere face parte din noul format, în general un design plăcut și modern. Vă spuneam că este smart, deci are funcții în plus față de un televizor normal. Și aici discutăm despre webOS 2.0, cea mai nouă interfață smart de la LG. Launcherul îți permite să comuți între orice aplicație, transmisiune, serviciu sau periferice conectate fără a fi nevoie să navighezi către un home screen. Găsești instant orice sursă de divertisment direct din acesta. LG Connect Store este magazinul unde găsești tot ceea ce dorești din categoria divertisment, mai exact programe TV, VOD, conținut 3D și aplicații. Iar acum puțin atenție. Televizorul este compatibil DVB T2. Ce înseamnă asta? De la 16 iunie 2015, România a trecut de la transmisiunea analogă la cea digitală cu acoperire națională. Ceea ce înseamnă că acest model este compatibil cu țara noastră și veți putea viziona fără probleme programele preferate. Să nu uităm și de accesorii, acestea fiind telecomandă, manuale, cap de alimentare și picioarele de susținere. Cam atât pentru astăzi, revenim cât de curând cu noua prezentare și nu uitați de like, share și subscribe.